Din categoria corpurilor geometrice numite poliedre, cele mai cunoscute sunt prismele, piramidele, trunchiurile de piramidă. O prismă patrulateră cu toate fețele paralelograme se numește paralelipiped. Dacă fețele laterale ale unui paralelipiped sunt dreptunghiuri, atunci acesta se numește paralelipiped drept. Dacă bazele unui paralelipiped drept sunt dreptunghiuri, atunci acesta se numește paralelipiped dreptunghic sau cuboid. În consecință, toate fețele paralelipipedului dreptunghic sunt dreptunghiuri. Formulele pentru arie laterală, arie totală, volum, utilizate în cazul prismei drepte, sunt valabile și în cazul paralelipipedului dreptunghic. Să ne amintim. Aria laterală egal perimetrul bazei ori înălțimea, unde înălțimea este înălțimea prismei și perimetrul bazei este perimetrul bazei prismei. Aria totală egal aria laterală plus 2 ori aria bazei. Volumul egal aria bazei ori înălțimea. Să descriem paralelipipedul dreptunghic. Observăm că are în total 6 fețe, 8 vârfuri și 12 muchii. Desfășurarea plană a unui paralelipiped dreptunghic este prezentată în figura alăturată. Un paralelipiped dreptunghic este determinat de cele trei dimensiuni ale sale: lungimea, lățimea și înălțimea. Dacă notăm aB egal a, bc egal b, aa egal c, atunci suma tuturor muchiilor este egală cu 4a plus 4b plus 4c. Paralelipipedul dreptunghic ABCD A B C prim, D, D are patru diagonale congruente. AC prim egal A C egal BD egal B D egal radical A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Fețele opuse sunt dreptunghiuri cu aceleași dimensiuni. Aria totală a paralelipipedului dreptunghic este dată de formula. Aria egal 2AB plus 2AC plus 2BC. Volumul paralelipipedului dreptunghiu este dat de formula. Volum egal A ori B ori C. Dar, cum ne folosesc aceste formule pentru arii și volume în viața reală? Să aplicăm noțiunile prezentate pentru câteva corpuri în formă de paralelipiped dreptunghic. 24 de cutii în formă de paralelipiped dreptunghic, cu dimensiunile lungimea egal 40 cm, lățimea egal 25 cm, înălțimea 30 cm, vor fi învelite pe suprafața laterală cu hârtie de împachetat cu diverse imprimeuri. Avem la dispoziție 10 coli de hârtie în formă de dreptunghi, cu dimensiunile de 130 cm și 90 cm. Vor ajunge aceste coli pentru a înveli suprafețele laterale ale celor 24 de cutii? Dar care va fi aria totală a unei cutii? Rezolvare. Aria laterală egal perimetrul bazei ori înălțimea. Aria laterală egal 2 ori lungimea ori înălțimea plus 2 ori lățimea ori înălțimea. Aria laterală egal 2 ori 40 ori 30 plus 2 ori 25 ori 30 cm pătrați. Aria laterală egal 2400 plus 1500 egal 3900 cm pătrați. Pentru cele 24 de cutii sunt necesari Aria egal 24 ori 3900 egal 93.600 cm pătrați. Calculăm și aria totală a celor 10 coli de hârtie. Aria hârtiei egal 10 ori 130 ori 90 cm pătrați. Aria hârtiei egal 117.000 cm pătrați. Observăm că 93.600 mai mic decât 117.000, deci sunt suficiente cele 10 col de hârtie pentru a realiza învelirea celor 24 de cutii. Vom calcula aria totală a unei cutii, Aria totală egal 2 ori lungime ori lățime plus 2 ori lungime ori înălțime plus 2 ori lățime ori înălțime. Aria totală egal 2 ori 40 ori 25 plus 2 ori 40 ori 30 plus 2 ori 25 ori 30 cm pătrați. Aria totală egal 2000 plus 2400 plus 1500 egal 5900 cm pătrați. Casele modulare reprezintă o nouă tendință în realizarea unei construcții și îmbină avantaje de ordin estetic, economic, ecologic, dar și de eficiență energetică. Ele prezintă și avantajul unor costuri inferioare comparativ cu locuințele ridicate în mod clasic. Casa modulară din figura alăturată are forma unui cuboid cu lungimea de 10 metri, lățimea de 8 metri și înălțimea de 3 metri, din care s-a înlăturat o parte tot în formă de cuboid, cu aceeași înălțime, dar cu dimensiunile bazei de 3 metri, respectiv 2 metri, pentru realizarea terasei. Calculați aria laterală a casei și aria suprafeței ocupate de terasă. Rezolvare Aria laterală a casei va fi egală cu aria laterală a cuboidului cu dimensiunile bazei de 10 metri, respectiv 8 metri și înălțimea de 3 metri aria laterală egal perimetrul bazei ori înălțimea, perimetrul bazei egal 2 ori 10 plus 8 egal 36 metri, aria laterală egal perimetrul bazei ori înălțimea, aria laterală egal 36 ori 3 egal 108 metri pătrați, aria terasei egal 2 ori 3 egal 6 metri pătrați. Te așteptăm și cu alte noțiuni din matematică și dacă acest tutorial ți s-a părut util, Dă de știre colegilor tăi și profesorilor.